Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și voi vii la o nouă călătorie prin lumea ezoterismului. Vă spuneam, eu data trecută, vedeți pisica, mi-am pregătit-o deja, pentru că, numai adevăr e că din mari comici a ecranului n-ar trebui să lipsească și această categorie de cunoscători ai ezoterismului. Vă spuneam data trecută, nu-i așa, că marele ezoterist afirma, inspirat fiind de un filozof, Bacon, dacă nu mă înșel, afirma că ce-ți imaginezi devine realitate. Și vă spuneam atunci că este suficient să faci și devine o realitate. Poate că unii dintre dumneavoastră nu m-au crezut. Deci eu am pus întreaga emisiune pe care o vă comenta acum, am pus-o pe Facebook, este și pe YouTube și puteți să verificați dacă adevăr greit am sau nu. Dar haideți să vedem. Îl avem pe maestru în persoană. Noi nu ne putem imagina lucruri care nu există. Atenție! În momentul acum am învățat, noi mentalizăm și prin mentalizare noi creăm o realitate. Noi nu ne putem imagina ceea ce nu a existat. Nu avem această capacitate. Uite, dacă tu spui acum asta înseamnă că există deja. Dar eu, valmite, n-ai putut să spui. Așa e. Adevăr greita. Adevăr greita. Bine, el a zis cu zbrv, ceva de genul ăsta. Eu am zis că, da, mă rog, bănesc că lucrurile sunt la fel. A fost interesantă emisiunea din foarte multe puncte de vedere. Vă rog să mă credeți, încerc să realizez două emisiuni din emisiunea respectivă, pentru că cu greu găsești o exemplificare mai clară a ceea ce înseamnă pseudoștiința. Și vreau să mai fac un mic comentariu. Mie îmi place de acest ezoterist. Este chiar un om care știe să se exprime, are o apariție interesantă pe ecran și în viața de zi cu zi, am convingerea că la fel de interesant este. Un om care are un bogat bagaj de cărți citite. Dar o singură observație. Ca în cazul oricărui pseudoștiințific, să zicem noi așa, apare problema nu a cantității de cărți citite, nu a capacității de a comunica ceea ce ai citit. Iar domnul Oreste este clar, comunică foarte bine lucrurile. Problema este de selecție a lecturilor. Trebuie să existe o selecție, trebuie să existe un mic acolo aparat critic, un mic dispozitiv care să te ajute să călătorești printre nenumăratele cărți care sunt scrise, care pot fi găsite în biblioteci sau, eu știu, pot fi găsite pe internet. Și el selectează, și el are un aparat de selecție, dar nu știu cum face că alege numai partea aceasta pseudo științific. Nu mai țineți minte domnia sa cu ADN-ul cu patru spirale și așa mai departe. Nu mai repet că devine, cum să spun, devine plictisitoare orice repetiție. Pentru mine este de mirare. Omul este în stare să înțeleagă texte complicate, texte complicate filozofice, multe domenii, dar nu și-a pus niciodată problema să verifice informațiile. El parcă le alege pe invers. Nu știu cum neapărat. Haideți să vedem un exemplu. Emisiune. Dacă el a fost primul care a pus piciorul pe lună, cine l-a filmat? Înseamnă că operatorul unde stătea, dacă el e primul care a pus piciorul pe lună. Sigur, și aici ne putem juca cu multe chestii. În acest scenariu exact pe care l-ai prezentat, Radu, le apare și primul pas pe lună a lui Armstrong, dar apare și primul cățeluș în spațiu, cățelușa Laika, pe care rușii au trimis-o în spațiu. Astăzi, acum știm că e aproape imposibil. De ce? Ce este imposibil? Acum, depinde... Să trimiți o cățelușă, da, în spațiu. Da, pentru că eu nu știu cum, de exemplu, astronauții
intră într-un proces, într-un antrenament absolut special, cu alimentație absolut specială. Ei se alimentează în spațiu cu niște capsule, evident, că nu pot mânca mâncare solidă și nici măcar mâncare lichidă. Esențializează aminoacizi, proteine în câteva pastile și așa se hrănesc. Este o secundă, n-a spus nimeni că acea cățelușă n-a murit în secunda lansării. Asta e o informație pe care nu avem. S-a întors, dar cum? A fost și decorată. Nu, s-a întors, avea o altă de rezervă. Laica, Laica a murit după unul care timp, săraca. Nu, mă rog, dar a fost îngropată cu onoruri militare ca fiind primul animal care a strămutut poate. De unde e îngropată Laica cu onoruri militare? N-a fost îngropată. Ea și-a terminat existența în spațiul cosmic. A decolat pe 3 noiembrie 1957. A fost a doua lansare a sovieticilor. Prima a fost Sputnicul, despre care am vorbit cu alte ocazii. De unde a scos-o pasta cu Laica? De unde a scos-o pasta că astronauții mănâncă capsule, că nu pot să mănânce hrană lichidă și așa mai departe? Nu, chiar așa mănâncă. E adevărat, la primele zboruri, de pildă Gagarin, consuma mâncarea într-un soi de tuburi, de pastă de dinți. Nu e nicio treabă. Nu, ei nu mănâncă pastile. Astronauții, cosmonauții zilelor noastre, mănâncă mâncare obișnuită. Este adevărat. Este o mâncare rehidratată. Ea ajunge la bordul stației spațiale, de exemplu, sub formă de mâncare deshidratată, pe urmă se hidratează. Nu e nicio problemă. Ai murit de sete dacă nu poți să consumi lichide în spațiul cosmic. S-ar fi murit destul de repede de sete, pentru că rușii, știți și dumneavoastră, destul de repede au lansat o misiune de 24 de ore, misiunea lui Titov. De unde știe el că asta cu Laica a fost un scenariu? Păi intră în întreaga teoria conspirațiilor. Cine l-a filmat pe Armstrong acolo, pe lună? Chiar, cine l-a fi filmat? Au trimis un... Da, nu, bănuiesc că cei de la Agenția Spațială Americană, cuprinși de fiorul conspirației, nu s-au gândit la acest aspect, că își va da seama un ezoterist de pe la noi că cineva, de fapt, îl filma pe Armstrong. Lucrurile sunt mult mai simple. Era o cameră video exterioară, obișnuită, acum ele au devenit chiar banale și ultra miniaturizate. Nu este nicio problemă. Pe ecran vedeți chiar o imagine momentului de dinaintea pășirii lui Armstrong pe lună. Dar nu e așa când considerăm că ceea ce spune partea oficială este totdeauna o minciună, totdeauna o făcătură, cu siguranță nici aselenizarea nu mai este ceva serios. În ceea ce o privește pe Laica, ea nu avea ca misiune, să zicem noi așa, să se întoarcă pe Pământ. Nu era niciun fel de problemă. Au existat probleme cu asigurarea supraviețuirii ei pe orbită, probleme care au fost făcute publice abia prin 2002, dacă nu mă înșel eu. Practic a fost o dificultate la desprinderea ultimei trepte. Laica a murit pe orbită, este, cum să spun, într-un anume fel s-a sacrificat pentru noi. Nu este îngropată Laica pe Pământ. Dar, mă rog, când ești ezoterist, nu trebuie să intri în detalii. Și haideți să spunem din nou pisica zâmbitoare, ne va însoți toată emisiunea, pentru că acum prietenul nostru intră în zone complicate, în zone labirintice. Intră în zona călătorilor în timp, intră într-o discuție cumva și cu Einstein. Lăsăm să curgă aceste imagini, vă rog să fiți atenți, pentru că este și un mic conflict cu domnul Piso. Am uitat să spun. Era și domnul Piso în emisiune. A avut o sarcină cumplit de grea. Țin să-l felicit. Cum îl văd, domnul Piso, jos pălăria. Ai reușit să îl, cum să spun, măcar să-l enervezi un pic pe domnul pasionat de ezoterism. Dar urmăriți cu atenție cele ce urmează. Aici spune că timpul este a patra dimensiune a spațiului. Deci putem călători în timp.
putem să călătorim în timp pentru că Moebius nu a făcut bani. Dar nu e de acord. De ce nu sunteți de acord, domnul Pișu? Asta îmi place cu călătorit în timp. Ce înseamnă că puteți putem? Să nu fiți de acord cu Einstein. Cine putem? Acum, noi... Vaticanul are un cronograf, s-a călătorit și chiar s-a fotografiat în timp acolo. În sfârșit. Deci dacă există aparatura și există asta fără dubiu, înseamnă că probabil se și poate călători în timp, chiar dacă unii sunt de acord. Da. Chiar dacă unii nu sunt de acord, se poate călători în timp pentru că Vaticanul are un cronovizor. Vom reveni asupra cronovizorului Vaticanului. De fapt, aici domnul ezoteric s-a documentat cumva și de la domnul Y, pentru că el zice că chiar a stat de vorbă cu unul dintre constructorii, nu cronografului, ci cronovizorului, care a transmis imagini din timpul răstignirii lui Isus. Avem de acolo imagini obținute cu acest cronovizor. Vedeți, Einstein spune că timpul e a patra dimensiune, deci se poate călători în timp. Acel deci e puțin cam forța băgată acolo. Nu, Einstein n-a spus că putem călători în timp. Este adevărat, există preocupări în rândul unor fizicieni, oameni serioși, nu pasionați de ezoterism, de a vedea dacă există vreo posibilitate de a călători în timp. Subiectul nu ține chiar de SF. Teoria ca atare nu împiedică neapărat călătoriile în timp. Numai că e cam greu să le facem noi în timpul prezent, în timpul de acum. Că despre banda lui Möbius. Tot timpul introduce domnul ezoteric chestia asta cu banda lui Möbius, care ar avea vreo legătură cu călătorile în timp. Nu. Banda lui Möbius este o suprafață interesantă. Este o suprafață care are o singură față. Nu mi-am pregătit aici să vă fac experimentul, să vă ilustrez așa banda lui Möbius, dar uitați, avem aici o suprafață care are două fețe, are fața asta și fața asta. Are două fețe. Banda lui Möbius, deși o facem dintr-o coală de hârtie, putem să mergem cu pixul pe circumferința benzii cu pricina și veți vedea că pe ambele fețe ale hârtiei va rămâne urmă. Semn că are, de fapt, o singură față. Este un obiect topologic foarte interesant, este adevărat. Dar nu are legătură cu vreo călătorie în timp. Cât despre cronovizorul lui. Iată, domnule, imaginea lui Iisus fotografiată de cronovizor. Este un articol din Corriera de la Sierra, nu mai știu din ce an. Dar, cum să vă spun, trebuie să fie cumplit, dar cumplit de naiv, astfel încât să poți crede că s-a întâmplat așa ceva. Există și o carte scrisă pe acest subiect, o carte pe care, mă rog, trebuie să faci eforturi mari pentru a considera că are între coperțile sale vreo urmă de adevăr. N-am avut iarăși răbdare să caut, că însă și această imagine a lui Iisus, pe care dumneavoastră o vedeți pe ecran, este un fel de fotografie aranjată a unei opere de artă din perioada renașentistă. Dar, haideți să nu intrăm noi în detalii. Deci, pentru domnul ezoteric, călătorile acestea timp cu cronovizorul sunt chestii dovedite și numai niște, n-a spus omul chiar așa, dar cam ăsta era sensul, care nu vor să creadă. Veți vedea, de fapt, mai încolo, cum el acuză pe oamenii de știință, mai ales din cei din România, că nu vor să facă nu știu ce salt cuantic. Dar haideți să vedem ce ne spune el despre capacitatea șamanilor de a cunoaște lumea. Veți afla lucruri, de-a dreptul, extraordinare. Vă avertizez, urmează lucruri extraordinare.